Ideme dělat. Dáta, toto lumia. Toto lumia gata. Tencie. Bun. Da, da. Atenție, gata? Al tău e color pe meu. Eu nu mai am film de mult. Să spui că e gata. Atenție. Așa. Faci de acolo poze, du-te mă. Postul care ar fi victoria în clasă partid. 15 secunde de liniște, vă rog, mulțumim. Yeah.
Mute! Avaziază, Bobby!
Ma
Hey, 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 hey
Oh!
plec? Dar stai, Andrei, că ai telefonul, hai! Hai, da, te las telefonul, hai! Eu pot să plec? Pele! Chiar mingea, Pele! Domnul Romeo, iată că după mult timp a revenit la San Martin. După 25 de ani am ajuns din nou pe un teren la care am jucat din 93 până 97, 4 ani de zile. M-am întâlnit cu foștii colegi care au jucat în acea perioadă. M-am simțit, cum să zic, ce pot să mai spune, că mi-au strigat și mie galeria numele și m-am simțit ca efectiv cu, cum să zic așa, cu o plăcere în suflet, în sensul că m-am putut să revin după 25 de ani. Cum ați revenit? Cine v-a invitat la San Martin? A cui a fost ideea? Am fost invitat de președintele de aici, care președintele de onoare, Sandu Dumitrașcu. În acea perioadă, când eram încă jucător aici, el era delegatul echipei, conducător de echipe, și am răspuns prompt la această invitație. Cu toate că am avut o zi mai dificilă azi dimineață, am avut adunarea generală a JF Timiș, am venit cu multă plăcere și de câte ori am ocazia, voi veni de fiecare dată. Vi era dor să vă schimbați un echipamentul sportiv și să dați o pasă? Chiar mi-era dor, chiar m-au întrebat colegii de ce nu joc. Am avut o problemă de sciatica de ceva timp, care m-a măcinat un pic. Din cauza asta n-am jucat astăzi, am promis data viitoare, cu multă plăcere, voi trebui să joc și pe teren. Care va fi acea data viitoare, dacă ar fi să ne gândim? La prima invitație care o voi primi la Obilici, voi veni cu multă plăcere. Cum e în calitate de președinte să stai pe marginea, pe bancă și să privești meciul? Totuși un sportiv atâta timp să privească... Corect, meci. Deci într-adevăr trebuia să fiu pe teren, spuneți bine, e adevărat. Credeți că nu așa un pic am tresărit că aș fi dus să joc. Dar, din păcate, v-am spus din ce motive n-am jucat. Dar eu zic că e sciatica mea în parcurs de vindecare și sper că data viitoare să fac față pe teren. Nu tot meciul, dar voi juca și eu cu siguranță, măcar o repriză. Dacă ar fi să ne spuneți care ar fi cele două echipe care au jucat astăzi, despre cine este vorba? Au jucat Obilici, acum echipă nouă înființată, care s-a înscris la noi în campionatul în promoție și sperăm, le doresc succes în noua ediție de campionat, că ne-au trimis cerere că s-au înscris. După ce am văzut eu aici, eu cred că e o echipă va promova cu siguranță. Am văzut că joacă și colegul meu, fostul coleg de la Poli, Titi Varga. Am mai văzut câțiva jucători pe care îi cunosc. Eu cred că cu siguranță vor promova. Credeți că le vor pune piedice altor echipe pe viitor? Da, cu siguranță. Dacă lucrurile merg așa cum am observat eu astăzi de aici, multă lume, galerie puternică, petarde, confeti, ce am văzut pe aici, mi-a plăcut. Într-adevăr, cred că se dorește ceva la San Martin și nu se știe, poate odată vor reveni în Liga 3-a când am jucat și eu aici.
Totuși ați urmărit de la începutul evoluției lor, de când au apărut pe noua piața fotbalului timișorean și în deplasări. Cum s-au părut meciurile, analizându-le acasă, în fața micului televizor sau monitor? Așa cum v-am mai spus, am văzut astăzi o dorință mare de afirmare a unor tineri. Nu știu dacă sunt toți din Sânt Martin, dar mă rog, nu asta e important. Important e că au pus mână de la mână, am înțeles cu eforturi, cu sponsor, cu ce-au mai făcut ei. Am văzut că au și carduri, am luat și eu un card cu multe plăcere, nu e nicio problemă și dacă mai pot din prietenii mei să-i influențez, să mai iau, o să o fac. Chestia ce îmi place este că se vede că se dorește ceva la Sânt Martin și mă aștept așa în 2-3 ani, 4 ani să-i vedem la ligi mai superioare, Liga 4 cel puțin. După cum a spus mai devreme, nu-i cunoaște pe toți jucătorii, sunt mulți noi, dar ați văzut numele de Feticou, care v-a rămas așa întipărit în minte? Mi-au plăcut, chiar nu mai știu după numele, că 3-4 jucători așa în mod deosebit, nu că ceilalți n-ar fi fost. Dar așa ce m-au sărit în ochi, de la echipa de Old Boys, pot să vă spun acolo că au jucat Mureșan, a jucat Crișan, a jucat, mă rog, foști jucători care și-au făcut aici treaba pe timpul lor. Acum, bineînțeles că vârsta și-a spus cuvântul, deși scorul a văzut până la urmă egalitate, 1-1. Totuși, sportul este un pic mai greu promovat, nu numai la noi în județ, și în alte părți. Am văzut că au venit spectatori, au avut și susținători, fani, de asta, au avut galerie. De asta v-am spus că mi-au dat lacrimile pe cuvânt, că mi-au strigat numele, nu mă așteptam să mă recunoască. Na, ei sunt mai tineri din galerie, dar probabil că na, informația circulă, că am făcut și eu ceva pentru să Martinu Sârbesc 25 de ani în urmă. O galerie cu fumigene, cum era odată pe terenul pe stadioanele mari ale Timișoarei. Da, da. Asta mi-a plăcut, am înțeles că și ei vor să copieze modelul ăsta. Timișoara a avut echipa în Liga 1 și în cupele europene. Știți bine că 30.000 de spectatori era media pe Dan Păltrișanu. Eu lucrez acolo de 20 de ani de administrator și pot să spun cu sinceritate că mi-a plăcut și aici a venit multă lume pentru meci de, mă rog, de nivel mai scăzut. Cred că vom reveni la vremurile de mult ce au fost odată cu stadioanele arhipline în județ și în orașe? Mi-e greu să spun lucrul acesta, deoarece vedeți că și la Liga 1 acum vin foarte puține lume, bine, și din cauza pandemiei acum și restricțiilor care sunt acum, dar poate odată o să mai revenim unde am fost odată cu stadioane pline. Care vedeți că fi viitorul sportului și al fotbalului? Haideți mergem pe județ și pe oraș, că suntem în județul Timiș și suntem în orașul Timișoara aproape. Care vedeți dumneavoastră din punct de vedere al experienței dumneavoastră și al... Acum să vă spun, sunt două echipe de Liga 2, Ripensia Timișoara și ASU Poli. Ambele doresc să intre în Liga 1. Eu ce pot să zic, le doresc succes. Măcar una din ele să avem o echipă de Liga 1. Vedeți Aradul care lângă noi au intrat în Liga 1 și au făcut și stadion. Sperăm că în decurs de 2-3 ani să avem și noi stadion nou și probabil dacă va fi stadion vom avea și echipă. Cum îi vei susține în continuare pe cei de la Sânt Martin? V-am spus cu... Voi veni cu prietenii la meci și mă referiți în funcția pe care o am? Ce pot să le asigur eu, cum asigur la toate echipele, arbitraje corecte, să aibă echipe și dacă ai echipe, îi bați pe tot și uite așa promovezi. Ați ajuns la arbitraj. Haideți să vă vedeți pe arbitrajul de astăzi. Ce părere aveți despre arbitrii? Obligat de colegi de-ai mei, fostul Stănescu de la CFR, am jucat cu el la Liga 2, Stănescu Centralul, pe care a fost pe o parte, și Nicola pe cealaltă, toți trei foști fotbaliști. Mă rog, ei au arbitrat așa demonstrativ astăzi, că ei nu mai sunt niciun activ, dar au venit, au răspuns cu plăcere invitației dumneavoastră de aici, de la Sânt Martin, și au venit. Mă bucur pentru ei că au venit și că ne-am întâlnit astăzi aici. Dacă ar fi să le transmiteți un mesaj celor care vă privesc și tuturor sportivilor și celor care vă obicele sport, ce le-ați transmite? I-aș recomanda tuturor să facă sport, nu obligatoriu fotbal, dar să facă sport, pentru că sportul înseamnă sănătate și e bine pentru toată lumea. Și pentru copiii noștri să-i ducem la sport și tocmai recomand ca să ducem copiii, nu neapărat la fotbal, ci că toată lumea vrea să meargă la fotbal. Mai sunt și alte sporturi, să meargă, pentru că orice sport faci, te dezvolți ca organism, te dezvolți și e foarte bine pentru sănătate. Și pentru cei de la Sânt Martin, care totuși la început de drum acum, le doresc din toată inima succes și măcar pe noi, am jucat până la nivelul Ligii a 3-a cu Sânt Martin, măcar să ne ajungă pe noi
dacă poți să ne și depășească. Trebuie să o dai nota, nu trebuie.
Lasă-l pe acela aici.
Singur. Vida, 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 vida
Du-te-mă, Clau! Oh!
Thank you.